artroza genunchiului sau gonartroza este o afecțiune a articulațiilor frecvent întâlnită. Cum trebuie tratată această afecțiune, cui trebuie să ne adresăm, aflăm astăzi de la invitații mei. Alături de mine este domnul dr. Cristian Bică, medic specialist ortopedie și traumatologie, și Adrian Dumitrache, kinetoterapeut la Kineto Plus. Bună ziua, vă mulțumesc că v-ați făcut timp. Bună ziua și noi mulțumim de invitație. Mă bucur că vorbim așa cumva interdisciplinar, pentru că pacienții au din ce în ce mai multă nevoie să fie văzuți în ansamblu. Mulți dintre ei știm că se plimbă de la o clinică la alta și au nevoie ca în același centru medical să găsească expertiză și de o parte și de alta a afecțiunii de care ei suferă. Ce este această artroză a genunchiului și când ne adresăm, domnule doctor, medicului ortoped? În principiu, dacă observăm că există o problemă cronică a genunchiului, asta însemnând că avem dureri care nu trec cu o medicație, fie antiinflamatorie, fie antalgică, pe care românii o au de obicei acasă, asta înseamnă că există o problemă care probabil este mai serioasă și atunci ar trebui să vedem un specialist legat de acest lucru. Nu este o regulă ca pacientul să vină neapărat la ortoped prima dată, poate să vină și la un medic de familie care poate avea anumite cunoștințe despre sistemul musculoscheletal, sau și mai bine poate să vadă chiar un fiziokinetoterapeut înainte, care dacă este nevoie îl va trimite mai departe către ortoped. De aici începe totul. De aici apar investigații, apar analize care trebuie făcute și lucrurile ușor se duc mai departe. Care ar fi primele simptome care ar trebui să ne dea de gândit și să nu ne mai lase să stăm acasă? Am început să avem dureri o zi, două, trei, când trebuie totuși să mergem ori la medicul de familie, ori la un specialist? În principiu, atunci când durerea nu mai trece singură. În ce situații îndrumați dumneavoastră pacienții către recuperare medicală? În principiu, în ortopedie, în orice situație îi îndrumăm către recuperare medicală, pentru că pacienții nu au decât de câștigat din asta. Într-adevăr, dacă e vorba de traumatisme, va trebui ca noi, ca și ortopedi sau traumatologi, mai bine zis, să acționăm rapid dacă este nevoie de o intervenție chirurgicală și îi vom îndruma ulterior către recuperare medicală. Pe când în cazul patologiilor cronice, întotdeauna vom avea rezultate mult mai bune dacă avem o colaborare cu un fiziokinetoterapeut, pentru că sunt complementare. Ortopedia nu poate, sau să dau un exemplu, pentru o protezare a genunchiului, nu va avea nici pe jumătate rezultatele anticipate, ca să spun așa, dacă facem doar chirurgie. Restul de 50% va fi adăugat de fiziokinetoterapeut întotdeauna. Și iarăși un lucru important care de multe ori e ignorat în țara noastră, ca să spun așa, este că pacientul trebuie și pregătit pentru o operație. Gonartroza, fiind o boală cronică, îți permite să optimizezi toate lucrurile înainte de a merge mai departe către chirurgie. Și atunci, post-operator, pacientul va fi mult mai ușor va reuși să obțină nivelul de mobilitate dorit și într-o perioadă mult mai scurtă. O să vorbim puțin despre ce soluții de tratament există în cabinetul de ortopedie, dar până atunci, pentru că toți ați amintit despre cât de importantă este recuperarea medicală, te-aș întreba, Adrian, cât de des întâlniți voi pacienți cu această afecțiune la voi în clinică și ce soluții oferiți voi? Da, înainte de a-ți răspunde la întrebare, țin să comentez un pic. Este extrem de important ca mai multe discipline să comunice între ele și pentru mine a fost dintotdeauna un efort pe care l-am dus în a promova ceea ce facem noi, ca să avem alături de noi o echipă medicală care să ne susțină eforturile. Și pentru asta îi mulțumesc domnului doctor Bică, este alături de noi. Cu privire la ceea ce m-ai întrebat, să zic că dintre toate artrozele, genunchiul are cel mai mult de suferit și pacienții cu probleme la nivelul genunchiului sunt cei mai comuni. Asta din diverse motive, dat fiind că este o articulație cu o încărcătură foarte mare, că este articulația care se află la mijlocul celor mai lungi două segmente osoase, că este o articulație care se mișcă într-un singur plan, dar, cum spuneam mai devreme, există o încărcătură foarte mare. Toți acești factori duc la
o eventuală degenerare. Totodată, tipologia mersului extrem de importantă, felul în care un copil se dezvoltă și devine un adult, dacă are un genul valgum sau are o deformare de anumită natură a mersului, și lucrul ăsta poate să pondereze în a produce această degenerare articulară care se numește gonartroză. În momentul în care pacientul vine la noi, principalul simptom pe care îl acuză este durerea, pentru că asta în general face pe pacientul nostru să apeleze la un specialist. Durerea care nu mai trece la antiinflamatoarele pe care le lua, durere care poate fi influențată de mișcarea pe care o face, dar nu neapărat. Există pacienți care îmi spun durerile astea sunt permanente, le simt și noaptea, chiar dacă în timpul nopții nu am presiune pe articulația genunchiului. Ca soluție pe care o avem noi, bineînțeles în colaborare, cum spuneam, cu colegii de la ortopedie, există un protocol complex pe care îl facem, care include fizioterapie, kinetoterapie, hidrokinetoterapie, iar acest protocol complex are scopul de a stimula musculatura din jurul articulației genunchiului, ăsta e ca principal obiectiv, pentru a degreva articulația de presiunea pe care o resimte. Noi nu putem readuce un cartilaj care a fost lezat în performanțele pe care le avea înainte de această leziune. Asta este o întrebare la care trebuie să răspund foarte des, dacă procesul de degenerare este reversibil. Da. Și din păcate, din perspectiva mea, acest lucru nu se poate face, dar putem ajuta acea articulație tonifiind grupele musculare care sunt responsabile cu a stabiliza articulația în timpul locomoției și nu numai. Deci nu există un singur tratament care se face, ci este vorba de un cumul de terapii, spuneai de fizioterapie, cumva pe primul loc. Da, fizioterapie, kinetoterapie. Fizioterapia vine și are efectul acela antalgic, adică mă lasă să lucrez după aceea kinetoterapia. Iar un alt serviciu pe care îl oferim și e foarte important e hidrokinetoterapia, adică exercițiile în apă. Este știut că în apă nu avem presiune pe articulația respectivă și atunci pacienți care, spre exemplu, ar șchiopăta din cauza unor dureri la genunchi, în apă pot să-și reînvețe mersul pe care îl aveau fără acea deformare și atunci este componentă directă a recuperării medicale, hidrokinetoterapia, iar în speța aceasta are o pondere foarte mare. Cam care trebuie să fie media curelor de tratament? Pentru că de cele mai multe ori se întâmplă ca pacientul să vină la ședințe de recuperare, începe să se simtă bine și apoi renunță. Da, nu cred că există un protocol. Oamenii vin la nevoie pentru această patologie. Cum spuneam, simptomul principal este durerea. Odată ce durerea s-a estompat, s-a diminuat, a dispărut, ei primesc un set de exerciții pe care continuă să și le facă acasă și dacă mai revine starea inițială, atunci mai revin la tratament. Deci nu există o recurență pe care să trebuiască să o facă în a trata până la urmă efectele acestei patologii, pentru că noi nu putem să tratăm degenerarea în sine, ci doar efectele ei. Domnule doctor, în ce situații se ajunge la tratament ce ține de partea de ortopedie, la intervenție chirurgicală? În principiu, atunci când am epuizat toate resursele conservatoare și asta înseamnă, evident, fizioterapie, kinetoterapie, hidroterapie, medicație antiinflamatorie, antalgică, atunci pacientul e redirecționat către noi pentru a oferi alte soluții și de multe ori nu parcurg aceste etape, din păcate nu se întâmplă acest lucru și vin direct la noi. Și atunci, în faza inițială, facem ceea ce am spus mai devreme, pasul 2, că sunt niște etape prin care trecem cu pacienții. Pasul 2 este să le oferim pacienților eventual niște infiltrații intraarticulare.
Acum, aici e o discuție foarte lungă legată de ce infiltrații articulare se pot oferi pacienților. Sunt foarte, foarte multe produse pe piață, utilizate mai mult sau mai puțin corect, dar cele două care sunt de bază pentru noi în bolile degenerative sunt fie acid hialuronic, fie infiltrații cu steroizi. Există și altfel de infiltrații cu plasmă îmbogățită, celule stem, dar mă tem că, cel puțin din punctul meu de vedere, nu prea așa au rolul în bolile, cel puțin ale genunchiului, avansate de artroză, pentru că nu mai au niciun efect. Și atunci ne rămân aceste două, acid hialuronic și steroid. În principiu, ele funcționează diferit. Steroidul e un antiinflamator extrem de puternic și atunci prefer să ofer pacienților cu artroză severă o infiltrație cu steroid. În boala care este medie sau moderată, putem tenta o infiltrație și cu acid hialuronic, care nu are același efect antiinflamator, dar ajută oarecum biomecanica genunchiului. Este un gel care poate ajuta funcția genunchiului. Întotdeauna trebuie să avertizăm pacienții că șansele sunt să nu funcționeze acele infiltrații și e vorba de amândouă. Până la urmă, nu întotdeauna funcționează. Și atunci ne rămâne numai opțiunea chirurgicală. Important de precizat, opțiunea chirurgicală este protezarea genunchiului, eventual osteotomii la genunchi. Nici aici n-aș vrea să intru în foarte multe detalii, dar artroscopia își are un rol foarte redus în bolile degenerative ale genunchiului, ba chiar uneori poate să facă rău și să agraveze simptomatologia dacă nu are o indicație corectă. Deci nu e chiar pentru toată lumea această indicație de intervenție de artroscopie. Putem să mergem pe ghiduri. În principiu, ghidurile noastre ne spun că la un pacient peste vârsta de 35 de ani, care are o leziune de menisc, ce nu produce fenomene mecanice de blocaj sau senzație de clic-clic în continuu în genunchi, și leziunea de menisc este degenerativă, nu are indicație chirurgicală. Și atunci, pentru că rezultatele cu artroscopie sau fără sunt oarecum la fel, și atunci nu expui pacientul unor riscuri ale intervenției chirurgicale și ale unei anestezii, bineînțeles, pentru că va ajunge în același punct. Și atunci, cumva, soluția rămâne protezarea genunchiului. Soluția rămâne protezarea genunchiului în cazurile avansate. Da. Pentru cei de care vorbeam mai devreme, da, pacienții mai tineri, avem infiltrații și, bineînțeles, fiziokinetoterapie care ajută enorm, enorm, și insist pe asta pentru că este extrem de important să înțelegem cu toții că este foarte important să ne ținem de fiziokinetoterapie și, în special, preferata mea, kinetoterapia. Pacienții, că spuneați mai devreme de pacienții și de câte ședințe au nevoie, din punctul meu de vedere, poate să fie și numai 7 ședințe. Sper că ești de acord cu mine. Dacă pacienții înțeleg ulterior ce au de făcut, ei poate să urmeze acasă programul. Dacă își schimbă un pic stilul de viață și fac un abonament la un bazin, merg în noată, încearcă să evite sporturi sau, nu știu, mișcări care produc microtraumă pe articulații și le înlocuiesc cu altceva. Spre exemplu, alergatul la un pacient cu o boală degenerativă nu este la fel de benefic cum ar fi în notul sau ciclismul pentru un pacient cu o boală degenerativă. Sunt niște studii care mă contrazic, au apărut în momentul de față, dar așa văd eu lucrurile acum. Da, deci schimbarea stilului de viață ajută foarte mult pacientul și trebuie să se țină de treabă, și atunci scopul nostru care este? Să evităm intervenția chirurgicală sau să amânăm intervenția chirurgicală cât putem de mult. Pentru că este o intervenție chirurgicală mare, protezarea genunchiului. Și ca să dau un exemplu, dacă avem un pacient de 50 de ani care are artroză și vine la noi și își dorește protezarea genunchiului ca să-și continue activitatea, ok, de acord, dar întotdeauna încerc să opresc acești pacienți, pentru că la un pacient care este foarte activ la 50 de ani, oricine este foarte activ, sau mă rog, majoritatea. Și atunci uzura protezei de genunchi este mult mai mare decât la un pacient de 70 de ani, care probabil este mai sedentar decât cel de 50 de ani. Și atunci durata de viață a protezei va fi mult mai scurtă la cel care este mai tânăr și mai activ, evident.
Ei, și atunci ajungem să întâmpinăm o problemă, că la, să spunem, 63 de ani se întoarce acest pacient cu proteza care nu mai funcționează cum trebuie, s-a deteriorat. Și dacă credem că proteza de genunchi este o operație mare, revizia protezei de genunchi este cu mult mai mare decât atât. Este o intervenție foarte, foarte dificilă pentru pacient, în primul rând, pentru că trebuie să scoatem proteza veche și să o înlocuim cu una nouă. De obicei, noi le cimentăm acolo, e o intervenție mare. Și plus că la vârsta de 63 de ani, pacientul nu mai are poate aceeași stare de sănătate ca la 50. Și expunem pacientul la niște riscuri enorme. Intervin și alte afecțiuni. Și îi punem efectiv viața în pericol în acel moment. Și atunci încercăm să amânăm protezarea genunchiului cât mai mult, pentru că, mai pe scurt, să nu mai fie nevoie de a doua intervenție. Și soluția este mișcarea. Poate că mulți pacienți încă nu înțeleg cât de bine poate să facă această mișcare sau toate aceste terapii pe care le propune recuperarea medicală. Ce rezultate obțineți cu pacienții care vin la voi și înțeleg rolul recuperării medicale? Nu cred că este vorba de a nu înțelege, ci este vorba de o cultură pe care o avem, dat fiind că trăim într-o lume foarte rapidă, în care oricare dintre noi ne dorim să fie rezultate pe loc și rezultatele respective să fie obținute fără a face vreun fel de efort, da, preferabil, atunci normal că pacienții caută variantele care sunt mai accesibile și care nu îi pun la treabă, da? Și la propriu și la figurat. Și atunci, cred că asta este principala problemă. Dar odată ce pacientul vine la noi, este foarte bine informat legat de patologia pe care o are, de evoluția care urmează să fie în acea patologie și de riscurile la care se supune. Iar odată ce se face această informare, marea majoritate a pacienților devin mult mai conștienți și atunci lucrurile funcționează. Rata de succes este destul de mare. Ce înseamnă că este destul de mare? Cred că din 10 pacienți, aș spune, 8 reacționează la tratament și dacă vin cu unii dintre ei cu ideea, uite, vreau să încerc și asta înainte de a mă opera, sunt plăcut surprinși să vadă că simptomatologia cu care au venit a fost diminuată semnificativ. Iar cea mai frecventă întrebare e legată de cât mă ține treaba asta și cât mă ține starea de bine, depinde foarte mult, cum bine a zis și domnul doctor, de stilul de viață pe care îl are pacientul respectiv. Pentru că sunt alți factori, cum ar fi obezitatea, cum ar fi sedentarismul, și de aici o listă lungă, care contribuie la starea de bine sau de rău, să zic așa. Și atunci, odată ce mi-e bine și am văzut că funcționează, este extrem de important ca după ce mi-am primit cura de tratament să continui să fac ceea ce am făcut ca să-mi fie bine, și anume un set foarte simplu de exerciții pe care îl pot urma lejer acasă, iar exercițiile respective să-mi asigure, cum am zis mai devreme, structurile musculare care să-mi conserve articulația suferind. Și în același timp, dacă sunt și probleme cu obezitatea, un regim alimentar cred că este extrem de important. Bineînțeles, noi de asta și combinăm aici partea de recuperare medicală cu partea de viață sănătoasă, având și propria sală de fitness, pentru că conceptul nostru este bazat pe a continua într-o zonă de viață sănătoasă după ce ai scăpat de probleme. Dacă tu nu ai voința necesară să faci acasă, să ai tot suportul, să continui măcar de rușinea kinetoterapeutului sau de frica pierderii banilor pe care îi dai. Da, încă un lucru aș vrea să adaug legat de chestia asta, și că mulți pacienți nu știu lucrul ăsta. E foarte important de înțeles că aceste infiltrații minunate pe care le facem noi nu mai maschează problema. Nu vindecă niciodată problema, doar dau șansa pacientului să scape de durere și să poată face o recuperare pentru a prelungi viața genunchiului. Cine va inventa injecții care vindecă artroza genunchiului, vă spun de pe acum, va lua premiul Nobel în medicină. Așteptam. Nu există așa ceva, sunt niște tentative, dar încă nu sunt rezultate.
Nu avem deocamdată. Dar cât de des se pot face aceste infiltrații, nu știu, pe parcursul unui an? Mă gândesc că nu poți să le faci așa extrem de frecvent. Nu putem să le facem foarte frecvent. În principiu variază de la doctor la doctor. Regula mea este pentru steroizi de a nu face mai mult de 4 injecții pe an și asta mi se pare mult. Variază și în funcție de rezultatul obținut după administrarea infiltrației respective. Pentru un steroid crește și riscul de infecție al articulației făcându-le foarte des și de asta este o limită la 3 luni de zile pentru a diminua acest risc, care oricum există. Pentru mine acidul hialuronic îl efectuez de, aș zice, maxim 3 ori pe an, deși dacă citim prospectul pentru acidul hialuronic, sunt propus de cei care îl produc să faci una la săptămână pentru o serie de câte 3. Nu am făcut în viața mea așa ceva, n-am întâlnit niciun coleg care să facă așa ceva. Deci nu facem așa ceva. Nu facem așa ceva. Da. Unii poate fac, eu nu fac așa ceva. Aș vrea să vorbim puțin și despre situația în care pacientul nu are altă soluție, este într-un stadiu avansat, a avut nevoie de proteză și după aceea trebuie să reînvețe cumva să meargă și are nevoie tot de recuperare medicală. În ce constă recuperarea după o protezare de genunchi? Paradoxul este că recuperarea începe înainte de protezare de genunchi, pentru că avem, e foarte important de a face un protocol preoperator în care să pregătești structurile și pacientul pentru ceea ce urmează. Cum a zis foarte bine domnul doctor, e intervenția de protezare, intervenție masivă în care se înlocuiește o articulație și atunci tot ce înseamnă aparat locomotor se modifică. Este adevărat că pentru recuperare, dat fiind că odată ce e introdusă proteza și am scăpat de orice risc de infecție și așa mai departe, pacientul se poate sprijini pe ea destul de repede, fiind o proteză fixată. Pentru partea de recuperare, principal obiectiv este reînvățarea mersului. Pentru că pacientul, având un obiect, să zic, străin în corp, nu mai are acea stabilitate. Și atunci intervenim noi, vine și face partea de recuperare care se face pe stadii, în faze, cu obiectiv de reînvățarea mersului, de tonifiere musculară, de recăpătarea amplitudinii de mișcare pe acea articulație și până la urmă să-l readucem pe pacient în activitățile zilnice pe care le făcea preoperator și pre a se instala patologia cronică de care suferea. Pentru că pe mine mă interesează, un pacient recuperat înseamnă că pe lângă că a scăpat de dureri, se poate întoarce la toate activitățile care îi făceau plăcere. Că până la urmă efortul și stresul și frustrarea pe care a îndurat-o el parcurgând toți pașii ăștia, trebuie să aibă un obiectiv de a se reîntoarce în a-și face activitățile pe care le făcea înainte de a se instala această patologie. Și atunci, obiectivele, ce vreau să spun cu treaba asta, pot să fie diferite de la pacient la pacient în funcție de vârstă, de factorii care sunt extrapatologie, factorii care influențează, dacă am o gonartroză bilaterală, dacă am o coxartroză asociată, dacă sunt supraponderal sau obez, dacă am o vârstă la care să am și alte probleme de sănătate, atunci noi ne adaptăm programul de recuperare la nevoia pacientului. Vă mulțumesc foarte mult și sper că pacienții cumva s-au bucurat de această discuție multidisciplinară și că înțeleg că o astfel de afecțiune se poate trata numai în echipă, o echipă de felul acesta și cumva pacientul să fie în locul meu, pacientul care înțelege cât de important este să nu se trateze numai acasă. Și acesta este un subiect, faptul că de multe ori pacienții din România în continuare apelează la diverse soluții naturiste. Pun varză, pun tot felul de ierburi, bea tot felul de ceaiuri, pentru că așa au auzit ei că o să scape de durerea de genunchi. Haide să vorbim și de treaba asta, cât de corect este să vedem lucrurile așa. Sau poate sunt și soluții naturiste care pot ameliora? În principiu există o urmă de adevăr undeva, dar nu ajută foarte mult. O să mă limitez la atât. Nu ajută foarte mult. Trebuie să meargă la specialiști dacă sunt probleme cronice.
Tu ce zici, Adrian? Da, am văzut tot felul de abordări de-a lungul timpului. Eu spun, cu ce am început noi, am zis, mergi la specialist în momentul în care durerea este constantă și se menține. Cu siguranță, persoana care ajunge la specialist, înainte de a ajunge, dă un search în vecin și pe Google și va încerca toate aceste, eu știu, cartilaje de diverse animale, rechini și așa, pentru a-i îmbunătăți starea și va vedea pe propria piele ce efect au, dacă au și dacă funcționează. Acum, dacă merge și pe zona de placebo, este foarte bine că atunci își rezolvă problema și nu mai trebuie să facă toate lucrurile pe care le-am zis noi, dar asta înseamnă că nu poate reapărea acel simptom de care discutam. Legat de suplimentele alimentare, o să fiu mai rezervat. Eu nu recomand niciodată pacienților asemenea medicamente. Da, mă rog, sunt foarte suplimente alimentare care nu se dau. Fac asta sau sunt tot felul de creme din plafar sau de la farmacii cu care se dau și... E o industrie care este bazată pe multă manipulare din punctul meu de vedere și care la rândul ei atacă, să spun, sau se adresează nevoii persoanei care vrea să găsească o soluție rapidă. Și de foarte multe ori e la limita așa legalității, dacă vorbim de substanțe active pe care nu le regăsești în prospect, deși sunt împotriva stresului sau împotriva... Na, e un alt topic pe care îl putem discuta lung. Dar cert este că dacă vrei să-ți tratezi o patologie, clar trebuie să apelezi la oamenii care se ocupă de acel tip de patologie. De fiecare dată este soluția corectă și soluția poate mai puțin costisitoare, pentru că mulți oameni au impresia că dacă se duc în farmacie sau în plafar și își cumpără toată ziua tot felul de produse, pentru asta au bani, nu merg la kinetoterapeut sau nu merg la medic pentru că acolo pentru asta nu au bani. Și atunci s-ar putea să facă un calcul la final și să vadă că toate acele efecte nu sunt cele bune și că soluția este tot la specialist. Și este și o comoditate, de fapt, că la kinetoterapie trebuie să și muncești ca să obții rezultate. Și oamenii, oamenii cred că pot obține soluții ușor, dar niciodată nu se vor obține ușor. Vă mulțumesc foarte mult. Îi rog pe oameni să meargă la specialist, să asculte de specialiști, pentru că sunt singurii care pot să ne ajute să ne rezolvăm problemele corect. Mulțumesc mult și sper să ne mai revedem și pentru discuții pe alte teme. Mulțumim și noi!